Salutări, bedefili și bedefile! Nu ne-am auzit de mult. Bine ați revenit la O cană de BDA, emisiunea unde stăm de vorbă cu autori de benzi desenate despre operele lor preferate. Eu sunt gazda voastră, Alin Răuțoiu, iar de această dată, alături de mine, se află Ioana Șopov. Activitatea ei în BD, timidă ca volum, însă altfel încurajatoare, poate fi văzută răsfirat prin decât o revistă numărul 24 sau un semijurnalul ilustrat publicat pe pagina personală de Facebook. Cu ea vom vorbi despre două seriale de bandă desenată, Monstres și Beach Planet. Două benzi de gen și de gen. Adică folosesc tropii dark fantasy, respectiv sci-fi, pentru a chestiona probleme de gen din lumea reală. Amândouă au abordări foarte diferite, atât din punctul ăsta de vedere, cât și în felul în care folosesc banda desenată ca limbaj. Vom vedea care are mai un succes. Înainte să începem, mai am un mic anunț de făcut, anume că am început să public podcastul și pe YouTube, alături de clipuri scurte de analiză în engleză, în care nu-i plagiez deloc pe Hus și pe Tony. Sunt citite de Luce, așa că nu vă faceți grijă, se înțelege perfect, au intonație, e gen, e uman. Voi pune linkul pentru canal, dar îl puteți găsi căutând după la o cană de bădea pe YouTube. Mă gândesc că vă puteți abona mai ușor acolo, plus că vor fi imaginile suprapuse peste ce se discută pentru a putea fi urmărite mai ușor de cei care nu sunt familiari cu benzile discutate. Acestea fiind spuse, ascultare plăcută! Salutări! Bine ați venit la un nou episod din La o cană de bădea. Alături de mine, de data asta, este Ioana Șopov sau Șopov? Șopov. Șopov. Da, am o problemă cu pronunțiile. Stai liniștit, toată lumea pronunță așa la început. Lucia tot râde de mine că eu zic Felie în loc de Felie. Păi, nu așa se zice? Felie? Nu știu. Apare nu. Serios? Și că da. Deci am trăit o minciună toată viața. Ok, nu știam asta. Da, în orice caz. Șopov se pronunță sigur așa azi. Asta pot să garantez. Perfect. Și vorbim despre Monstres și Beach Planet sau numai despre Monstres? Și Beach Planet. Yay! Cam apucat să mă uit un pic peste ea, că nu știam. Am propus și Beach Planet că mi se pare că merg cât de cât bine împreună, că se contrastează din anumite puncte de vedere și probabil că o să vedem după ce povestim un pic despre ce vorba în fiecare. Da, 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 da. Vrei tu să zici pe ce vorba în Monstres, că tu ai propus-o? Da, în mare. Sper să nimeresc toate punctele esențiale așa ale poveștii. Hai să zic așa, ce m-a atras pe mine foarte mult la Monstres prima dată când am auzit de seria asta a fost un cadru pe care l-am găsit foarte random pe Tumblr, luat dintr-un spread, cu două personaje gagici care stau pe marginea unei stânci sau pe un fel de margine de prăpastie și în depărtare se vede cerul așa la apus, super frumos desenat și randat, cu un monstru imens cu super mulți ochi, foarte intricate ca design și foarte... foarte migălos așa desenat și mi s-a părut în primul rând un cadru foarte mișto și ca imagine și pe lângă chestia asta m-a intrigat cumva prezența elementului ăsta fantastic în toată povestea și după aia am făcut niște research să văd exact care este faza cu Monstres. În principiu și personajele care apar în cadrul pe care l-am găsit eu și care m-a determinat să stau să caut, să văd despre ce-i vorba, m-a super intrigat. Unul din ele este personajul principal, Maika Half-Wolf. Ea e ceea ce în universul comicului Monstre se numește un Arcanic. Arcanics sunt basically un fel de hibrizi între ancients și humans. Adică, deci tot setting-ul e foarte... fantasy, așa. Și spre deosebire de chestiile high fantasy, așa, gen Lord of the Rings, ce mi-a plăcut foarte mult e că mie mi se pare că se apropie foarte mult ca tematică de dark fantasy, adică ceva gen, cum e seria Witcher, de exemplu. Sunt toate elementele astea de fantasy, sunt conflicte între oameni și ancients, care sunt ființe supranaturale,
nemuritoare, care iau forme de cele mai multe ori animale, sunt Arcanics, care sunt hibrizi între oameni și acești Ancients. Arcanics produc în oasele lor, pentru că sunt ființe supranaturale, produc o substanță care se numește Lilium și care alimentează magia. În tabăra oamenilor există o sectă, Cumea, care sunt vrăjitoare, care se folosesc de substanța asta ca să-și amplifice puterile și să, în principiu, să obțină, you know, putere infinită și să-i domine pe toți ce-și dorește toată lumea din universurile de genul ăsta. Și să se vindece, are puteri vindecătoare. E un soi de spice, ca în Dune. Exact, da. Și bineînțeles că toată dorința asta de cât mai mult Lilium produce tot felul de conflicte între toate astea, între toate grupările astea. Și mi se pare foarte interesant la Monstres că e, adică faptul că pentru mine e foarte greu de rezumat efectiv premisa, dă, cumva îți explică cam cât de complex e tot universul ăsta și cât de în detaliu au intrat in the world building autoarea și cu ilustratoarea cu care a lucrat. Că mi se pare... Sana Takeda. Sana... Da, și influențele astea foarte diverse cumva din mitologia Monstres, că dacă stai să te uiți la personaje și la rasele lor cumva, adică de exemplu pe lângă Ancients, Arcanics și Humans, există necomanceri, care sunt practic niște pisici și cu mai multe cozi, adică cu cozi multiple. Și mi se pare foarte amuzant că practic e, și denumirea în sine e un wordplay între neco, care înseamnă pisică, parcă? Sau, nu? Acum am prins. Da, necromancerii nu erau o castă din rasa pisicilor, că erau necromancerii și poeții. Da, nu sunt necromancers, sunt necomancers. Că mie asta mi s-a părut foarte amuzant, că practic sau au luat cuvântul japonez neco și practic sunt pisici necomanceri care manipulează, da, sufletele morților și așa mai departe. Dar mi s-a părut foarte interesant și faptul că au multiple cozi mi-a adus aminte de tot un mit japonez, Nine Tails, cu vulpea cu 9 cozi. Și e toată împletitura asta de dark fantasy cu mitologie japoneză, cu tot felul de elemente luate din tot felul de lumi. Dar care au sens cumva. Trick japoneză, e sud-est asiatică, că se elemente și din cea chineză și... Da. Da, probabil. Nu știu, pe mine la asta m-a dus cu gândul prima dată. Da, adică așa ca trop și ca... influențe sunt multe care, nu știu că nu cunosc foarte multă mitologie japoneză, dar am citit multe manga și le recunosc din manga, dar Marjorie Liu și Sana Takeda la origini sunt chineze. Sau, mă rog, bunica lui Marjorie Liu a venit din China, era ceva de genul ăsta, am citit într-un interviu. Ah, ok. Da, deci probabil că sunt câteva elemente comune oricum în ambele zone. Da, asta cu dark fantasy mai are o caracteristică, că și Witcher și Game of Thrones și cumva, mă rog, nu spun să ai o reacție la Lord of the Rings, dar o reacție la ce a devenit high fantasy-ul ăsta, că, sau mă rog, iau istoria normală și o îmbină cu fantezia. Da. Și cum în Game of Thrones ai războiul celor două roze, mă rog, la origine, în primele cărți, după aia devine altceva un pic, transpus într-o lume fantasy sau în Witcher ai toate regatele alea este europene și iarăși transpuse în mitologia este europeană, în care fantasy-ul chiar, în care miturile chiar sunt adevărate, și aici e cumva un al doilea război mondial, perioada de la din mijlocul anilor 1900, în care într-adevăr ar fi fost miturile alea adevărate și cum, care ar fi raporturile de forțe schimbate între. Unul dintre evenimentele importante jurul căruia se învârte toată povestea e distrugerea unui oraș, Constantin. Așa,
cu o armă zdrobitoare care încheie un mare război. Da, exact. Și după aia toate părțile din război, toate părțile implicate în conflict sunt ok, care e faza cu arma asta? Cine o are? Ce e? Cum putem să ne o însușim? Da, și e o aluzie destul de clară la bomba nucleară lansată la Hiroshima și Nagasaki. Și mai e o paralelă din asta. La un moment dat e un flashback când e maica cu aia mică, cum o cheamă? Tuia. Maica cu Tuia. Sunt două copile mici după un gard cu sârmă ghimpată și niște gardieni îmbrăcați în negru le dau de mâncare, să-și bat joc de ele. Și eu, iarăși, o trimitere foarte directă, dacă nu la Auschwitz, cel puțin la diferitele lagăre de concentrare din acea perioadă. Da, oricum, cumva se și leagă de tema asta cu al doilea război mondial și cu Hiroshima, pentru că dacă stai să te gândești, cred că după atacul japonezilor la Pearl Harbor, în state, oricum s-au făcut concentration camps, bine, nu erau chiar concentration camps, dar erau... erau destul de apropiate pentru populația de origine japoneză din state, care cumva au trecut prin tot felul de chestii de genul ăsta. Uh-huh. Deci probabil că chiar la chestia asta. Foarte, foarte probabil. Da, e într-adevăr e greu de rezumat despre ce e vorba în Monstres, și că e un plot foarte alambicat. Eu mă mir că ai reușit să ții minte toate denumirile alea. Că eu... Știi care e chestia? Că eu mi-am luat volumul 1 undeva astă vară și l-am citit pe tot, am trecut prin el efectiv în jumătate de zi, eram ok, vreau să știu ce se întâmplă, vreau să știu ce urmează. Uh-huh. După care, cumva am uitat, în octombrie urma să apară următorul număr, am uitat total și acum, după ce am vorbit cu tine să facem chestia asta, am zis ok, hai să văd ce a mai ieșit și am văzut că a ieșit și 7 și 8. Și l-am luat și m-am uitat prin ele și mi-am dat seama că trebuie să recapitulez un pic, pentru că am pierdut în decursul a câteva luni, deja nu mai era... Sunt atâtea elemente și atâtea povești în paralel care se leagă și așa, încât trebuie să ții ca în Game of Thrones, adică trebuie să le reiei un pic după o pauză ca să poți să-ți aduci aminte de toate complexitățile dintre personaje și așa. Da, și trebuie să ai așa un flowchart lângă tine. Exact, da, da. Dar tocmai asta mă atrage foarte mult la genul ăsta de poveste. Faptul că e foarte credibil cumva din tocmai datorită detaliilor ăstora care sunt presărate în toată povestea. Și mă fascinează și vreau să știu. Și e partea asta de mister așa cumva, pentru că vreau să știu care e faza cu creaturile alea, cu chestia care m-a atras prima dată, știi, la toată seria asta, care sunt old gods, dar nu-mi dau seama exact, că o parte din personaje sunt convinse că ele sunt pur și simplu niște manifestări ale fantomelor, ale zeilor, whatever, dar în același timp cumva te lasă, sunt anumite situații și dialoguri și așa în care îți dă senzația că de fapt nu sunt și că în orice moment o să, nu știu, o să aibă un impact foarte mare asupra poveștii și eu aștept momentul ăla, vreau să știu care e faza. Ar mai fi vorba despre Beach Planet, care, ăsta mi se pare mai simplu de rezumat, e un SF în care duce la extrem societatea patriarhală, care lumea e condusă de, pur și simplu, de Consiliul de Tați, e un soi de Handmaid's Tale, în care femeile trebuie să fie sunt obligate să fie compliant soților, iar dacă nu sunt compliant sunt trimise afară de pe planetă, în ceea ce e numit colobvial în Beach Planet, da. Și povestea se desfășoară, cel puțin un plan al poveștii e pe acea planetă, într-o închisoare practic, în care tocmai ajunge un nou transport cu Kamu Okago printre noile deținute. Da, care are un nume super tare.
Și din cauza unor mașinațiuni politice de pe pământ, ei se propune, sau e mai degrabă forțată, să facă o nouă echipă de... Deci nu mai știu cum ai băi spune-o sportului aluia. Un sport de... O combinație între handbal și sport de contact. Da, megaton? Sau? Megaton, da. Așa, megaton. E ușor descris așa, că e chestia asta plus chestia asta plus chestia asta. Adică ar fi un soi de... Un episod din Black Mirror cu ceva Orange is the New Black. Exact! Exact la asta mă gândeam și eu când mă uitam prin ea, că mi-aduce aminte premisa, cumva mi se părea foarte Black Mirror material. Că a luat o chestie existentă cumva și a dus-o la o extremă care pare extrem de SF așa și scale. Da, și toată caricatura asta e... Adică felul cum e prezentată e foarte clar o caricatură. Nu face concesii subtilității, adică atunci când vin deținutele astea acolo sunt întâmpinate de o hologramă roz bombon. Da, super sexualizată, așa. Care le explică că n-ați fost femei bune, că nu... Că uite ce v-ați făcut. E chiar un colaj în care explică fiecare păcat al fiecăruia, că una e obeză, că una e recalcitrantă, că tot așa. Mi se pare oricum genul ăla de chestie în care nu știu cum să zic, e ca o glumă foarte incomodă, parcă, cap-coadă. Adică din momentul în care am început să citesc, să o răsfoiesc, în sinea mea eram... Wow, era clar o caricatură și clar o exagerare din asta crasă a unor idei din astea din societate, dar în același timp m-a făcut să mă simt foarte, foarte incomod pentru că mă gândeam, zic, ok, dar toate chestiile astea până la urmă și-au rătăcinile în niște train of thoughts așa pe care unii oameni chiar le au. Și pentru unii ar putea să nu fie o caricatură deloc, ar putea să fie o, da, frate, uite, așa ar trebui să fie, știi? Adică și imaginam. Și era, okay. Da. Și mi s-a părut foarte mișto personajele, tocmai pentru că parcă, adică reacțiile lor la ce se întâmpla, parcă într-un fel erau conștiente că sunt într-o caricatură, într-o glumă, știi? Nu știu, sau asta e cel puțin senzația pe care o am. Da, chiar aici vreau să ajung cu contrastul ăsta între astea două, că Beach Planet mi se pare foarte conștientă pe toate nivelurile de ceea ce face. Adică e foarte conștientă de ideea asta de hai să facem o bandă feministă, pe de-o parte. E foarte conștientă în abordarea grafică că e o bandă desenată. Da. Personajele înseși sunt foarte conștiente cumva de rolul pe care l-au ele în poveste. Și povestea însăși e cumva despre personaje care trebuie să... în cap într-un anumit rol și de tensiunile pe care le-au cu rolul respectiv. În timp ce Monstress e cumva opusul. Adică ai un fantasy în care aproape toate personajele sunt femei. Chestii dacă observ, n-am menționat-o. Da, exact. Pentru că pare destul de natural cumva. Și personajele masculine care apar sunt... animale antropomorfizate, adică sunt, nu știu, pe jumătate tigri sau whatever. Dar adevărul e că da, acum că stai să observ chestia asta, nu prea sunt personaje masculine human. Erau niște moși libidinoși la început, că li se taie repede macaroana, că cumva... Când încerca să o vândă pe Mariko. Are câteva momente din astea în care e self-aware, dar sunt foarte subtile și, mă rog, să nu știu dacă sunt mostre foarte subtile, dar sunt bine punctate. E momentul ăsta de la început în care Maica stând acolo vândută și cumva te face să crezi că o iau și o vând bărbaților, dar de fapt bărbații sunt în subordinea unei femei.
Exact, da. E deja un statement prin chestia asta și nu e o chestie care ți se bagă musa în față. Mai e un moment, cred că prima dată când o cunoaștem pe The Sword of the East, în care omoară un... Grave robber, da. El îi spune că no, you're overreacting și a no, I'm not overreacting, care e... Exact. Exact, e o chestie foarte, da, foarte ancorată în issue-uri feministe, că chestia e că, într-un fel, e foarte ciudat, dar când am început să citesc Monsters, n-am luat chestia asta în calcul, adică nu, cum ai zis și tu, nu a fost așa in your face, feminist, uite, sunt toate personajele astea feminine, uite, personajele masculine sunt subordonate lor, uite, abordăm toate subiectele astea pe care le regăsim și în societatea noastră și așa mai departe și le băgăm într-un univers dark fantasy și aia e. Adică toată experiența cumva a fost foarte seamless așa și subtilă și chestia asta mi se pare că e un succes așa din punct de vedere al storytelling-ului. Dacă reușești să integrezi toate ideile astea cumva într-un mod care să nu fie foarte in your face sau să nu fie motivul pentru care scrii povestea să fie ideile astea feministe, ci pur și simplu povestea e așa pentru că de ce să nu fie așa? De ce să nu fie doar personaje feminine sau de ce n-ar fi? Marjorie Liu spunea că asta a fost singura soluție pe care a putut ea să o găsească pentru a putea crea o plajă largă de personaje feminine, să facă aproape toate personajele să fie femei. Pentru că altfel ar fi dat în Smurfette Principle și că ar fi riscat să își placeze personajele în stereotipurile clasice în care găsești femeile în povești de gen. Ai fi avut acea femeie kick-ass, ai fi avut acea femeie care e mai deșteaptă decât bărbații și a zis că nu. Luăm toate personajele care, cum am vrea să le facem, le facem femei, facem caracterizările astfel încât să ia în considerare genul lor, dar ca să aibă loc să se exprime cum trebuie, nu avea cum altfel decât... Da, mie mi se pare că a reușit oricum ce și-a propus, adică mi s-a părut întotdeauna că mi-a plăcut foarte mult, mi se par mișto poveștile în care personajul principal de cele mai multe ori unlikable sau e greu să-ți placă de personajul principal, e challenging cumva și nu e pur și simplu un Mary Sue de care să zici din start, da, e super tare și așa. Mi se pare interesantă Maica din punctul ăsta de vedere, tocmai pentru că la început nu mi-a plăcut deloc de ea, pentru că era așa foarte reluctant hero și hero oricum e mult spus. Și cumva pe măsură ce se desfășura povestea am început nu neapărat să-mi placă de ea, dar să o simpatizez, să empatizez un pic cu lucrurile prin care trece și cu situațiile în care a fost pusă cumva împotriva voinței ei. Mi se pare că toate personajele sunt așa foarte nuanțate, adică nu există good guy sau bad guy neapărat foarte clar. Bine, poate vrăjitoarele alea cum e ea, poate. Da, și alea sunt tratate așa cu simpatie, cu, adică spre finalul primului volum, când una dintre ele se confruntă cu maica în timp ce e posedată de demonul ăla și îi smulge o mână și o găsesc pe cal, săraca. Vezi reacțiile lor și vezi relațiile, numai din desenul lui Sana Takeda reiese relațiile dintre vrăjitoarele alea și vezi că totuși nu sunt monștri, au capacitate de empatie, se iubesc unele pe altele. Da, exact. Paralela cu Game of Thrones și cu Witcher, pe care tot mi se pare foarte potrivită, pentru că toată zona asta de personaje cu nuanțe de gri, cu motivații, cu principii și cu sisteme de valori personale și așa pe care trebuie să le înțelegi ca să aibă sens acțiunilor sau așa. Mi se pare că leagă toate chestiile astea, toate poveștile astea. Că și în Witcher, Geralt nu e your typical hero.
white knight, așa să zici, că nu ia uneori decizii discutabile sau că nu-și vede uneori de interesele proprii fără să-i pese neapărat de ce se întâmplă în jur. În Game of Thrones nu mai zic, adică e nevoie să zic nimic despre asta. Și în Monstres la fel, cum ai zis și tu, chiar și antagoniștii principali sunt cumva umanizați într-un fel. Deci mi se pare foarte interesant. Sunt foarte curioasă cât de lungă este povestea, câte volume o să mai scoată până când o să aflăm care e faza cu toate chestiile din universul ăsta. Da, de asta mi-e frică. De asta mi-e frică de obicei de poveștile astea, că nu prea se termină. E că eu m-am ars cu manga mult, că mai ales alea, știi că în manga e cumva e obligație să nu termini. Că de aia, nu știam. Da, că de asta Naruto, de exemplu, și Bleach și foarte multe, pentru că nu sunt realizate de un singur om, sunt realizate de un studio întreg. Are omul ăla, are în spate mulți asistenți și faptul că lucrează la banda aia și că banda aia apare month in and month out, fapt week in and week out, că săptămânale la ei, e slujba lor și tu dacă nu spui că nu, aici am oprit. Da, îi lași pe oameni fără loc de muncă și cumva datoria ta să continui să provide și de asta lungite. Nu numai că vor unii bani, e verticală treaba. Da, e tot sistemul. Dar bine, am văzut că la finalul volumului 8, care e ultimul scos din Monstres, autoarele chiar spun că o să continue pentru cât e nevoie să spună povestea pe care o au de spus. Dar asta e o chestie foarte vagă. Adică, din punctul meu de vedere, aș vrea să scoată încă, nu știu, 30 de volume, pentru că mi se pare foarte interesant universul și cu foarte, foarte mult potențial. Dar în același timp, cred că are nevoie de o finalitate, cumva, nu știu. Nu cred că poate fi genul ăla de chestie care să continue la nesfârșit. Cred că la un moment dat o să vrei să afli care e concluzia. Da, pe de altă parte e și un univers atât de bogat încât poți să faci spin-off-uri sau... Da, da, da. De energie să ai. Mi se pare oricum foarte tare, mi s-au părut foarte mișto paginile alea cu excerpts of a lecture from the extreme esteemed Professor Tam Tam, care în toată povestea asta mega dark despre demon și zei și sânge și canibalism și așa, mai apare din când în când câte o pagină cu aventurile profesorului Tam Tam, care le explică unor necomanceri mici, foarte cute așa, despre tot felul de detalii din istoria lumii ăsteia. Mi se pare contrastant, to say the least, așa, dar în același timp foarte util, pentru că te bagă cumva, te adâncește și mai mult în poveste, fără să fie ca un Wikipedia entry, știi, să citești așa pur și simplu, sau o introducere din asta foarte seacă, gen, da, Cumea erau la un moment dat nu știu ce facțiune de oameni care bla bla bla, adică cumva introduce elementul ăsta de Wikipedia, dar într-un mod foarte creativ și simpatic. Da, e cumva integrat în text. Nu știu, am văzut recent ăsta The Assassin, un film din Hong Kong, chinezesc, nu știu sigur. Și începe așa cu un scrolling text foarte lung în care îți explică situația din China medievală și că s-au făcut o provincie, s-a separat de împărat și că nu știu ce asasin a fost trimis. Îți explică, dă foarte multe nume de personaje și de date și de teritorii și în film ar trebui să știi despre, să fi interiorizat chestiile alea, că vorbesc cu oamenii despre asta și îți povestesc, stă lordul cu sfeșnici în jurul lui și spune, a, uite că trebuie să-i cununăm pe aia din provincia aia cu aia din provincia aia și vin alții și spun că nu, că dacă o să facem asta o să vină împăratul și tu stai și tu ești la chestia aia și nu știi spre cine vorbesc. Pentru că toate numele alea și toate datele alea nu ți-au fost prezentate cumva într-o manieră filmică. Da, 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 da. Cumva, nu știu, mi se pare că that's kind of bad storytelling, într-un fel. Adică dacă ai nevoie de un dita mai capitolul introductiv înainte de film ca să poți să faci oamenii să înțeleagă povestea, înseamnă că nu ai structurat filmul cum trebuie. Adică, sau, nu știu, asta e părerea mea cel puțin. Mie mi se pare foarte mișto
filmele și poveștile în care te bagă direct în acțiune și cumva te ajută să-ți dai seama de ce se întâmplă pe parcurs, arătându-ți niște momente sau niște interacțiuni între personaje sau, știi, să-ți lase indicii și să te lase pe tine să umpli golurile din poveste, cumva. Da, mă rog, faze, în The Assassin cam ăsta era the point, adică e film de ăsta de artă, e foarte alienant, el așa e gândit. Ideea era să iau o poveste de asta uxia și să cumva inverseze toate valențele, să o facă să se simtă complet neeroică, toată violența să se simtă complet necatartică, să pună accentul pe politică. Era o chestie foarte, ciudată. Filmul e mișto chiar dacă nu înțelegi ce se întâmplă. Atunci e ok. Adică asta e bine. Dacă nu înțelegi ce se întâmplă și you can still enjoy the story, atunci e regulă. Da, și asta în Beach Planet mi se pare că într-un fel au rezolvat cumva mai bine chestia asta, dat fiind și scenariul, mă rog, scenariul, lumea în care se produce, că e că au televizoare, ăsta e marele avantaj în Beach Planet, că în Beach Planet există televizoare și poți să aibă reportajele alea, poți să aibă diferitele proiecții cu rol informativ și cumva integrează și mai în corpul poveștii acele infodumpuri. Da, 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 și mi se par foarte mișto paginile alea cu ca niște reclame, așa foarte vechi, foarte retro, ad-uri din astea, din ziar, care cumva completează atmosfera generală a lumii în care se întâmplă acțiunea din Beach Planet. Pe lângă chestia asta, mă uitam că le răsfoiam aseară pe amândouă să refresh my memory, așa. Și mi se pare atât de, pe lângă temele, ok, ca au teme feministe care se aseamănă, dar diferențele estetice, așa, ca imagine, ca look dintre ele, că Monstres e foarte detaliat și desenele sunt super grafice, așa, și foarte meticulos desenate și randate și așa mai departe. Și sunt unele cadre care pur și simplu stand-alone ar putea fi niște printuri absolut extraordinare ca nivel de detaliu. Beach Planet, cum ai zis și tu, e clar, stilul e mult mai clasic așa pentru o bandă desenată cu really awesome inking work, adică foarte mișto desenate, cu umbre foarte puternice, totul foarte clar așa și ușor geometrizat. Culorile super țipătoare, dar destul de flat, și ce mi s-a părut foarte mișto e felul în care au folosit halftone-ul, care n-a se folosea în peisele desenate pe vremuri datorită limitărilor tehnologice. Aici, într-un univers super sci-fi, teoretic, foarte high-tech, folosesc halftone-ul tocmai pentru LCD-uri și ecrane și așa, într-un mod foarte creativ, cumva. Mi s-a părut foarte mișto felul în care au stilizat toate televizoarele și ecranele și hologramele și așa cu efectul ăsta grafic. Uh-huh. Și numărul 3 e desenat de alt băiat decât cel principal și chiar trimite și mai mult către stilul retro, către benzile de dragoste din anii 50. Da, exact, exact, zona aia. Că și ad-urile alea la fel, par ad-uri din ziare din anii 50-60 și sunt și formulate ca atare și așa, mi se pare foarte mișto. Eu mă gândeam că, mă rog, e și ăsta un nivel, dar mi se pare că și felul cum folosesc limbajul grafic al benzii desenate e iarăși contrastant, e Monstres, e strict, ai imagine care îți arată un moment al acțiunii și se succede una după alta și așa e foarte simplu cumva, e foarte clar, în timp ce Beach Planet e mult mai formalist, folosește grile foarte mult și își impune să folosească grilele într-un fel astfel încât efectiv pagina, cum arată momentele pe pagină să comunice ceva. De exemplu, e acel prim moment, prima pagină în care intră tipa aia în studio de înregistrare și vezi că ai primul rând în care primele trei casete, ea se plimbă pe stradă și ultima casetă e
studioul de înregistrare, după aia al doilea rând în care îs două casete sau trei cu ea pe stradă și iarăși studioul de înregistrare și după aia în ultima e o casetă cu ea prin stradă și trei cu studioul de înregistrare. Da, e foarte mișto formatată pagina aia, mi s-a părut foarte interesant și mie. Și micile detalii, inserțiile alea de detalii. Prima dată când am văzut așa toate, eu mă uit pe iPad și cumva când am deschis prima dată volumul și am văzut că toate paginile sunt așa structurate pe grid, inițial nu mi s-a părut such an amazing thing, că mie îmi plac foarte mult benzile cu paneling neconvențional și ăsta la prima vedere mi s-a părut foarte convențional, dar după aia când am început să trec prin ea pagină cu pagină, mi-am dat seama cât de mișto e de fapt împărțită acțiunea pe cadre și nu e nevoie să fie paneling neconvențional și super off format așa ca să fie interesant și e mișto să poți să lucrezi într-un grid și să spui o poveste foarte, într-un mod foarte interesant grafic. Da, că fac și multe lucruri cu tranzițiile astea de la moment la moment, că ai, de exemplu, mai e momentul ăla când vorbești un bărbat cu tipul care se ocupă de Beach Planet și în același timp soția bărbatului prins acolo și povestește și sunt alăturate momentele alea două și parcă unul povestește ce spune celălalt și cumva te-l face să crezi că uite că bărbatul ăsta de fapt nu vrea ca nevasta lui să fie acolo când de fapt el îi spune eluia că moarem nevasta. Exact. Și eu când m-am prins de chestia eram ok, wow, am înțeles complet greșit dialogul din prima parte. Da, pe de altă parte toate chestiile astea sunt mișto, dar mi se pare că sunt folosite cumva strict pentru a impresiona și nu musai pentru a duce mai departe ceva tematic, dacă știi ce zic. Nu chiar. Deci, de exemplu, și multe chestii din astea au intrat în vocabular odată cu Watchmen. Și în Watchmen sunt foarte multe lucruri de genul ăsta, dar aproape toate au legătură cu tema benzii sau cu temele benzii și aproape fiecare moment din ăsta nu e doar o chestie, uite, autorul a făcut o chestie deșteaptă, ci e, uite, autorul a adâncit tema pe care o expune. Și mi se pare că în Beach Planet, adică Beach Planet așa în general mi se pare că e o chestie foarte de, cumva de fațadă, cumva impresionant la nivel superficial și de atitudine, dar care nu-s convins de potențialul ei retoric, de cât de convingător e. Da, înțeleg ce spui. Poate și pentru că nu se ia foarte în serios și e, uneori sunt exagerările astea poate strict pentru the shock value, cum ai zis tu, să fie o chestie care să te impresioneze într-un fel sau altul, fără să-ți spună neapărat ceva mai departe de atât. Adică poți să înțeleg ce zici vis-a-vis de chestia asta. Dar cred că e și genul până la urmă, genul în care s-a încadrat în mod asumat de vie. Mă rog, genul, nu știu sigur cât de asumat e, că ea voia să, deci cel puțin în interviuri, Kelly Sue DeConnick zicea că eu vreau să fac un omagiu filmelor Grindhouse. Și nu prea mi se pare că e, adică e mai degrabă ceva din genul ăsta de, cum am zis, Orange is the New Black și Black Mirror și o satiră SF cu elemente de conștiință socială. Da, nu cred că aș fi asociat filmele Grindhouse cu comicul ăsta în niciun fel. Mi se pare că încă își caută identitatea, sau cel puțin în primul volum, nu știu, poate după aia începe să o recapete, dar e, are multe elemente faine, dar mi se pare așa un pic disjointed. Da, e. Și oricum, pentru mine personal, e o chestie foarte diferită de ce aș citi în mod normal. Adică fix la asta mă gândeam în timp ce o parcurgeam, și anume că dacă nu aș fi luat-o să o citesc ca să discut despre ea cu tine, nu știu cât de mult m-ar fi tentat neapărat subiectul. Pentru că deși mă atrage zona asta cumva feministă în mod intenționat sau nu, și chiar și sci-fi-ul, nu știu dacă e genul meu de poveste. Adică, cum ziceam, pe mine mă atrag foarte mult poveștile gen Monstres,
dark fantasy și nu numai, dar cu complexități din astea foarte intricate, cu ploturi care se întrepătrund, cu elementul ăsta de mister cumva, de chestii care să mă țină în suspans, să vreau să știu ce se întâmplă mai departe. În Beach Planet cumva mă bucuram așa de acțiune pe moment, ziceam, ha, ce tare e chestia asta, wow, mamă, cum e faza asta, dar nu țineam morțiș să văd ce se întâmplă mai departe, adică într-un mod foarte ciudat, nu eram curioasă să văd ce se întâmplă cu personajul principal și ce o să facă cu Megatonul și dacă o să-și facă echipă sau nu și care e faza cu Consiliul Taților și așa, adică erau niște chestii pe care le luam pur și simplu din poveste, zic, ok, deci Consiliul Taților face asta, deci ea face asta și așa. Și luam pur și simplu informațiile pe care mi le dădea povestea și, și parcurgeam așa pas cu pas toată acțiunea. Dar nu mi s-a părut neapărat o chestie care să mă țină în super suspans și să vreau să știu ce se întâmplă mai departe neapărat. Ceea ce nu știu dacă e o chestie de gusturi personale sau de felul în care e structurată povestea, cel mai probabil e o chestie de personal bias la mine. Cred că e amândouă. Adică e pe de-o parte și s-ar putea să nu fie fix genul tău de poveste, dar pe de altă parte are și câteva carențe din astea la nivel de storytelling. Adică, uite, de exemplu, nici Monsters, genul ăsta de poveste, nu e fix stilul meu, nu-mi plac poveștile în care trebuie să învăț multe nume inventate. Da. Ca să înțeleg acțiunea trebuie să urmăresc un flowchart. Dar până la urmă a reușit să mă convingă. Adică eu am citit primul număr și cam acolo l-am lăsat și după aia zic că ți-a plăcut ție și hai să o citim. Și m-a prins până la urmă. Are o convingere și are... Știe foarte clar ce vrea să fie. E foarte conștientă de identitatea ei, de ceea ce vrea să realizeze, de mijloacele de care dispune. Monsters mi se pare că are câteva carențe și șchiopături și... Adică... Da, definitely. Nu-i perfect. Adică faptul că n-am reușit să rețin toate personajele și să fie clar care e relația dintre ele și decât mult prea târziu, nu cred că e numai vina mea. Nu, clar. Dar în ciuda acestor probleme, faptul că totuși mi-a plăcut mai mult, m-a simțit mai satisfăcut de Monsters decât de Beach Planet și la nivel de interpretare găsesc mai multe chestii interesante în Monsters decât în Beach Planet, mai ales și prin faptul că Beach Planet îți face treaba. Da, exact. Îți dă așa cu lingurița tot ce trebuie. Și, nu știu, și Monstres are momente în care e conștientă că e o bandă desenată de gen. De exemplu, cred că primul cuvânt pe care îl spune pisica e liar. Da, exact, care e Saga, 100%. Dar e mult mai subtilă cu trimiterile astea, cu trimiterile feministe, cu trimiterile la alte benzi. Nu le lasă să acapareze propriei poveste. Adică știe că asta vreau eu să zic, asta e povestea mea, asta este povestea personajelor mele. Suntem conștienți că nu trăim în vid, că povestea asta este spusă totuși într-un anumit context cultural, dar nu lăsăm acel context cultural să ne acapareze propria noastră poveste și propria noastră identitate. Exact. Și acum, venind din partea unei povești care e așa un mix, adică cum ziceam, dacă stai să o analizezi, poți să încercuiești foarte multe influențe foarte diverse, din foarte multe mitologii, din foarte multe povești, foarte multe stereotipuri, tropes și așa mai departe, dar sunt luate și împletite într-un fel pe care nu l-am întâlnit până acum, că cred că de fapt asta e partea cea mai grea. Că, na, dacă e să iei așa, everything is a remix, știi, chestia aia, că orice poveste s-a mai spus și toate chestiile pe care le inventezi, de fapt, nu le inventezi dintr-un vid, nu le scoți din neant, sunt pur și simplu remixuri și reinterpretări ale acelorlași povești și cred că asta e partea cea mai dificilă, să iei toate chestiile astea, toate elementele astea pe care vrei să le ai în povestea ta și să le reinterpretezi, să le mixezi într-un fel care să fie
original și autentic, dar în același timp să fie convingător. Cum ai zis, să te convingă că lumea aia chiar există și că astea sunt regulile și că astea sunt personajele și astea sunt relațiile dintre personaje și lumea asta funcționează așa și tu ca cititor să zici, a, ok, bine, this seems legit și să vrei să citești mai departe și să vrei să vezi ce se întâmplă. Chit că ești genul care să stea să citească lore, cum sunt eu, că sunt genul ăla de om. Fie că nu și pur și simplu vrei să parcurgi povestea și să înțelegi pe parcurs și pur și simplu să vezi care e finalitatea ei. Adică dacă reușești să îmbini sau să atragi ambele genuri de cititori, mi se pare că e ok că ai reușit să faci o treabă bună. Uh-huh. Da, mi se pare păcat că e... Mi se pare mai puțin discutată și mai puțin adusă în așa în atenția publicului și mi se pare păcat. Demonstrez că e totuși o chestie care merită cât de cât. Da, e, uite, acum vorbim noi despre ea. Deci, monstres. Da, nu știu. Da, și mulțumesc că ai dus în vedere, că după cum am zis, aș fi ignorat-o. Păi mă bucur că n-ai ignorat-o, mă bucur că ai citit-o. Să-ți iei și issue 7 și 8, sunt foarte bune, chiar sunt bune. Aha, ok. Pare o concluzie bună pentru toată discuția asta. Zi ceva despre tine, așa. Greu. Ce anume? Păi, nu știu, unde te găsește lumea, de exemplu? Unde ai publicat? Unde ai... Până acum, spre eterna mea frustrare, nu am reușit să fac nimic gen carte sau bandă sau așa la modul serios. Ilustrez editorial pentru De Câte O Revistă și am început recent să experimentez cu banda desenată. Bine, recent, în ultimul an. În principiu îmi postez pe Facebook-ul personal tot felul de doodle-uri și mini-bands pe care le tot fac cu momente din astea stupide din viața mea, pe care cred că le avem cu toții. Și în rest ilustrez și desenez și fac tot felul de chestii pe care le pun pe Behance-ul meu, care e behance.net/ioanashopov, sau pe site-ul meu personal, care e www.ioanashopov.com. Foarte creativ. Și mi-aș dori foarte mult la un moment dat să găsesc timpul și energia și cred că resursele necesare să fac o cărticică sau o bandă sau ceva, pentru că am tot felul de idei și tot felul de momente din astea în care mă uit la bands care îmi plac și la graphic novels și așa, zic, mamă, ce aș vrea și eu să fac asta, ce mi-aș dori să fac asta, și niciodată nu găsesc timpul să structurez toate ideile astea în ceva concret. Dar sper că cândva în viitorul apropiat o să se întâmple și pentru mine. Și cu toții sperăm asta, că faci lucruri frumoase. Mulțumesc! Păi na, cred că cam asta a fost. Mulțumesc că ai acceptat să vii să discutăm. Mai mulțumesc pentru invitație. It's an honor. Na, ne mai auzim. Pa. Bine. Pa.